Salutare, dragi prieteni, sunt Gabriel Ursan și sunt foarte, foarte bucuros să vă anunț că astăzi am terminat prima mea carte. Nu de citit, ci prima carte pe care am scris-o. De aceea am pus mâna pe telefon, l-am dat pe modul selfie, nu mi-am pus nici la valiera și am înregistrat acest video. Sunt foarte bucuros să vă anunț că unul dintre visele mele sau visurile mele au fost îndeplinite și am finalizat toate capitolele cărții la care scriu de mai bine de un an de zile. Este o carte despre dezvoltare personală, nu orice fel de carte de dezvoltare personală. Știu că mulți autori spun chestia asta, în schimb e o carte un pic mai atipică pentru că e un pic mai pragmatică, un pic mai directă, nu e cu ezoterisme sau chestii de genul acesta. Dacă o să o citești, ai să vezi despre ce este vorba. Foarte interesant este că titlul cărții la care eu m-am hotărât este De ce nu? Și această carte de dezvoltare personală la bază vorbește din experiența mea proprie, experiențele mele formatoare care mi-au transformat viața în bine în ultimii ani, sportul, dieta pe care o țin, de fapt stilul de viață, că nu-l putem numi dietă, care m-a ajutat să slăbesc, să pun masă musculară, să alerg la semi-maratoane, să mă dau cu motorul, să fac ceea ce nu mi-am imaginat eu niciodată în viață că voi putea face. Toate cărțile pe care le-am citit, toate elementele care pe mine m-au ajutat în ultimii 2 ani din viață, ultimii 2 ani în care viața mea din punct de vedere mental și fizic s-a schimbat foarte mult și chiar financiar s-a schimbat foarte mult în bine, am sintetizat în cartea De ce nu? O carte pe care inițial am început-o din joacă, gândindu-mă să scriu câteva capitole pentru o carte pe care Sara, fiica mea, să o aibă la îndemână și să o folosească ca și resursă atunci când va crește mare și pe tot parcursul vieții ei să se întrebe, băi, dacă nu l-a repetat lângă ea, ce-ar face tata? Uite, hai, deschid cartea asta să o văd. Și tot scriind la ea, mi-am dat seama că de ce nu ar putea fi chiar publicat. Cartea are la bază un principiu foarte simplu, folosește puterea lui nu, puterea refuzurilor, puterea negațiilor în favoarea ta. Știu că foarte multe cărți de dezvoltare personală îți spun nu folosi niciodată cuvântul nu, elimină negațiile din viața ta. Sunt foarte de acord cu chestia asta și în cartea asta nu mi-am propus ca să contrazic toate elementele acestea. Însă mi-am propus să folosesc puterea lui pentru că restricțiile au o putere în sine și asemenea unei săbii cu două tăișuri, nu poate fi folosit în avantajul tău, asemenea practicării unei tehnici de arte marțiale numită Aikido, în care tu folosești puterea adversarului tău pentru a-l învinge. Ei bine, cum mi-a venit ideea asta, povestesc în primul capitol al cărții, atât ca și denumire pentru fiecare capitol, o să vedeți că fiecare capitol începe cu nu, cu o negație și ulterior transformăm acea negație în avantajul nostru. V-am spus că este un pic mai atipică cartea, eu sper să vă placă, este o carte pe care am scris-o cu tot sufletul, sunt experiențele mele acolo și dacă măcar 1% din ceea ce am scris acolo te va ajuta, eu voi fi super mega fericit. Nu știu câte pagini va avea cartea pentru că nu am stabilit încă formatul, tot ce pot să spun este că nu este o carte scurtă, ea are peste 45.000 de cuvinte scrise, peste 20 de capitole, toate despre dezvoltare personală, toate cu chestii din viața mea personală pe care le împărtășesc cu tine, în speranța că te vor ajuta, elemente care pe mine m-au ajutat și elemente dacă și pe tine te vor ajuta cu cel puțin 1% cât m-au ajutat pe mine, înseamnă că această carte și-a îndeplinit obiectivul și n-ai dat banii degeaba pe ea. Îmi cer scuze că sunt atât de efervescent, dar pur și simplu așa sunt eu, autentic. Dacă m-ai mai urmărit până acum pe vlog, ai văzut că le scriu pe toate dintr-o bucată, așa o să fie și în carte, nu o să fie cu fonfleuri, nu o să fie cu chestii foarte îmbrobodite, o să fie chestii acționabile pe care le poți face acum, chestii de inspirație care pot să te ajute să miști lucrurile acum. Voi semna cel mai probabil cu o editură, nu știu cât va costa cartea, vom stabili ulterior. Cert este că dacă ești interesat să cumperi această carte înainte să o lansezi sau măcar dacă ești interesat să afli când o voi lansa, abonează-te la blogul meu, scrie pe Google sau oriunde gabrielursan.ro/carte și vei ajunge pe landing page-ul pentru această carte. Las și un link în descriere pe YouTube dacă vezi acest video pe YouTube sau pe Facebook dacă vezi acest video pe Facebook.
Acolo vei putea să te abonezi la newsletterul blogului meu, pe lângă faptul că vei primi în fiecare duminică cele mai noi articole pe care le scriu pe blog, vei fi anunțat personal de către mine în momentul în care lansez cartea. Prin urmare, bagă-ți datele pe gabrielursan.ro/carte și eu te voi anunța personal când am lansat cartea. De ce nu?